Da, Nadia. Știu că ți-a zis Mira unde e Gianni. Așa, și ce vrei? Nu te duci acolo singur. Așteptă să ajungem și noi. Dacă vă aștept, poate o să moară amândouă. Petru, orice ai vrea să faci, nu e bine, crede-mă. Petru. Acum doar eu le pot salva. Gianni cu mine are ce are. Petru! Nu cred că o țin ăștia aici pe Alism. Mă, ce faci mai aici? Ce să fac? Bă, du-te, bă, și stai de șase la ușă. Nu mă duc, mă, nu mă duc, că mi-e frică. Mă, auzi, mă, să te duci la ușă. Uite, și dacă e ceva fluieri? Bă, eu când vreau să fluier, fluier. Dacă nu leșin. De ce să leșin? De frică, de ce? Hai. Băi. Ia uite. Crezi că e de la Alice? Poate să fie de la oricine. Ia uite. Avem oaspeți. Vă servesc cu ceva? Unde e Alice și ce-ați făcut cu ea? Ia plecați-mă de aici. Davi, nu plecăm fără Alice. Da? Atunci poate că o să plecați cu picioarele înainte. Vreau să pleci. Vreau să pleci. Pavel, te rog eu frumos, te rog eu, nu fi nebun, nu am unde să mă duc, tu înțelegi? Serios? Ăsta e primul lucru pe care l-ai de zis? Te iubesc. Da, și eu te iubesc, dar uite, de asta te las să păstrezi toate cârpele astea care mi-au golit buzunarele. Dacă m-ai iubi, nu mai dă afară. Gabi, te iubesc, normal că te iubesc, dar în momentul ăsta nu pot să mă uit la tine. Pavel, te rog eu frumos, hai să ne liniștim puțin. Hai să vorbim, hai să lămurim. Ce să lămurim? Ce să lămurim? Că nu mai e nimic de lămurit. Vreau să pleci. Și dacă nu vreau? Le arunc pe fereastră. Nu, Pavel, te rog eu. Crezi că nu sunt în stare? Te rog eu frumos, te implor, nu vreau să te părăsc. Gabriela, ce nu înțelegi? Vreau să pleci. Ești singur? Da. Bun. Un erou. Dacă încerci vreo mișcare, împușc. Dă-le drum. Acum o să taci și o să mă asculti. E rândul meu să vorbesc. Știi de cât timp vreau să mă răspund pe tine? Ăsta e omul. Ai fost foarte simplu. Crezi că mi-e greu să vă omor pe toți trei? Dar nu vreau asta. Din cauza ta, soția mea s-a sinucis. Și eu am intrat la pușcărie. Și copilul meu a crescut fără mamă, fără tată, din cauza ta. Așa că va trebui să trăiești, să suferi. Acum tu o să alegi cine o să moară. Și vei trăi cu această decizie. Pe cine alegi? Pe mama copilului tău sau femeia pe care susții o iubești? Alege, Petru. Ai 60 de secunde.
ce faci, Șica? Eram sigură. Bă, da, bă, eram sigură. Capitan. Băi, niciun capitan. Zice că auzi aici. Uite, stau la aer. Băi, nu mă rog, asta ai venit să spionezi, da? Nu, nu, eu, nu, adică, fii atentă. Eu am venit doar să stau de șase. Am înțeles. Am înțeles atâta. Poți tu, stai de șase, zi-mi, sunt înăuntru, nu? Sunt înăuntru. Sunt înăuntru, da. Mai gătiți-o! La mâna că trag! De ce-i sparg? Eu mor din bătaie, dă-te! Mike! Alege, Petru. Omoară-mă pe mine! E foarte nobil, dar răspunsul tău nu mă satisface. Îmi pare rău. Va trebui să o alegi pe una dintre ele. Nu poți? E greu? Vrei să ne împuști pe amândouă? Mai e 10 secunde! Alege!